Bună ziua, stimați telespectatori, sunt Claudiu Neagoe și vă spun bun găsit la o nouă emisiune din Culisele Istoriei. Împreună cu invitații mei de astăzi vom stabili semnificația zilei de 9 mai, tocmai pentru că sâmbătă este ziua de 9 mai, o zi specială, o zi cu o triplă semnificație și vom desluși cele trei semnificații ale zilei de 9 mai împreună cu Valentin Motreanu, muzeograf la Muzeul Județean Argeș și colegul meu de platou, Cornel Popescu. Bine ați venit! Bună ziua, dragă Claudiu, dragă Vali, haideți și salut și telespectatorii postului Antena 1 Pitești. Bună ziua, haideți să dezbatem această problemă. Avem o dată istorică fundamentală pentru istoria noastră și nu numai pentru istoria noastră, și pentru istoria europeană. Care sunt cele trei semnificații? Cornel, sigur că pentru noi românii ziua de 9 mai are o triplă semnificație, însă pentru europeni are o dublă semnificație. 9 mai 1877 semnifică proclamarea independenței de stat a României. La acel moment, Mihail Cogălnicean, ministru de externe al României, la o interpelare a deputatului Fleva, fiind întrebat care este raportul, care mai sunt relațiile României cu Imperiul Otoman, Mihail Cogălnicianu răspundea, suntem o națiune liberă și independentă. 9 mai 1945 este cunoscută ca și ziua istoriei, ziua în care armele au încetat să mai tragă, să mai sune pe câmpurile de luptă ale celui de-al doilea război mondial, ziua în care Germania nazistă a capitulat în fața Coaliției Națiunilor Unite și astăzi se împlinesc 70 de ani de la sfârșitul acestei conflagrații teribile. Și sigur, 9 mai 1950, declarația lui Robert Schuman, ministru de externe al Franței, care anunța crearea unei Europe unite, o unire de fapt a industriei carbonifere, de extracție de cărbune, deci a industriei energetice, cu cea metalurgică și siderurgică, între Franța și Republica Federală Germania și, deci, prin această unificare a celor două industrii, era practic imposibil să mai izbucnească un război între cele două state cu vechi sentimente, cu vechi resentimente, să spunem așa, dacă ne aducem aminte încă de la războiul franco-prusian. Și, sigur, vom dezbate pe larg în cadrul acestei emisiuni. Acestea fiind spuse, haideți, vă propun să dezvoltăm fiecare subiect în parte, fiecare semnificație. Ce a însemnat 9 mai 1877? Cum s-a ajuns la acest eveniment și ce s-a întâmplat efectiv atunci? Peste câteva zile, mai precis sâmbătă pe 9 mai, se împlinesc 138 de la declararea independenței de stat a României și ca să formulăm și câteva etape premergătoare, trebuie să spunem că a existat și un context intern, dar mai ales un context extern favorabil proclamării independenței de stat a României. Pe parcursul secolului al XIX-lea au avut loc numeroase războaie ruso-turce, care au afectat grav cele două principate românești, Țara Românească și Moldova. Iar tânărul stat român, România Mică, formată de Alexandru Ioan Cuza, sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza, de la 24 ianuarie 1859 și condusă din 1866 de către domnitorul Carol I, încerca să profite, să spun așa, de acest conflict ruso-turc pentru a-și proclama independența. Trecuse tânărul stat român printr-o serie de reforme și o modernizare în timpul lui domniei lui Cuza și iată că acum ne doream și independența. Profităm de acest context extern în primăvara anului 1877, atunci când se naște un nou conflict între Rusia și poarta otomană pe de altă parte. Drept dovadă că în primăvara anului 1877 guvernul României face o înțelegere cu guvernul Rusiei pentru trecerea armatelor militare țariste pe teritoriul României, Rusia doritoare de altfel de a-și extinde expansiunea în peninsula balcanică. Ca și etape de desfășurare a războiului, care propriu zis a început pe data de 12 aprilie 1877, am spune că într-o primă fază Rusia bombardează linia Dunării, mai exact localitățile Calafat, Bechet, Oltenița și Călăraș,
ca în ultimele zile ale lunii... Imperiul Otoman bombardează... Imperiul Otoman bombardează această linie a Dunării, ca în ultimele zile ale lunii aprilie, armata românească de la Calafat să răspundă cu focuri de armă, bombardând orașul turcesc atunci, pe atunci turcesc Vidin. Se spune că la uzul primelor focuri ale tunurilor românești, domnitorul Carol ar fi rostit faimoasele cuvinte: asta e muzica ce îmi place. Ajungem, să spunem așa, în faza de 9 mai, când ministrul de externe al României la vremea respectivă, Mihail Cogălnicianu, vine în Parlamentul de la București și dă, de la tribuna Parlamentului, dă această declarație de independență. A doua zi, pe data de 10 mai, domnitorul Carol o proclamă solemn și totodată îi dă și un cadru de legalitate acestei independențe de stat a României. Independență care a fost recunoscută un an mai târziu la tratatul de pace de la Berlin din 1878. Inițial mai avusese loc un tratat la San Stefano, dar reprezentantul României nu fusese invitat. Trebuie să remarcăm și faptul că armata română a adus sub arme aproximativ sau peste chiar 120.000 de oameni, din care jumătate erau forță operativă, aproximativ 13.000 de cai, 190 de tunuri, o forță, zic, impresionantă pentru vremea respectivă, astfel că putem spune că independența a câștigat-o prin jertfă pe câmpul de luptă. Da, aș mai face câteva precizări pentru telespectatorii noștri, ca să știe, să înțeleagă mai bine de ce această dată este importantă, de ce ne-am dorit atunci, în secolul al XIX-lea, independența de stat. După cum bine se știe, în Evul Mediu, mai precis în epoca lui Mircea cel Bătrân și mai apoi la începutul perioadei domniei lui Ștefan cel Mare, țara românească și Moldova au devenit vasale ale Imperiului Otoman. Pe baza unor tratate de înțelegere, așa numitele ahdnamele sau capitulații, cum au fost numite în perioada la începutul epocii moderne, în timpul Congresului de la Focșani din 1772 sau la pacea de la Cuciuca-Energi din 1774, conform acestor tratate, domnitorii moldoveni și cei munteni își păstrau autonomia, dar își pierdeau independența în relațiile de politică externă. Iată că, după atâtea secole, la 9 mai 1877, pentru prima dată românii spuneau nu acestor vechi tradiții în raporturile cu partea otomană. De ce s-a împământenit data de 9 mai și nu cea de 10? Mă gândesc că dacă anunțul oficial, anunțarea datei de independenței de stat în cadrul oficial la 10 mai, poate că ar fi trebuit... Una din întrebările care ni se pun nouă istoricilor, poate cel mai des într-adevăr, este care este ziua independenței României? 9 mai sau 10 mai? În ceea ce privește anul, nu mai există niciun dubiu, este 1877. Tot la fel, în ceea ce privește luna, este clar mai, nu mai există dubii. E, problemele apar când vine vorba 9 mai, declarația în Parlament a lui Mihail Cogălnicianu, sau 10 mai, atunci când Carol îi dă și un cadru, adică, de legalitate acestei... Faptul că ministrul de externe declară acest lucru în Parlament a fost suficient? Vedeți, dumneavoastră, la data de 9 mai, ministrul de externe al României este interpelat în cadrul Camerei Deputaților. La 10 mai în Senat, însă Senatul, să nu uităm, apare la 1864 după Revoluție, lovitura de stat de la 2 mai al Cuza, și este un corp ponderator. Așadar, în ceea ce privește, deci greutatea cea mai mare o are Camera Deputaților. Și 9 mai este intrat în istorie pentru că la 9 mai și nu pe 10, pentru prima dată, un oficial al statului român a spus că suntem o națiune liberă și independentă. Chiar dacă, sigur, conform procedurilor Parlamentului României de la data respectivă, a doua zi în Senat, apoi ratificat, promulgat de către domnitor și apoi publicat în Monitor, pentru că așa era și atunci și astăzi, de-abia după ce este publicat în Monitor oficial, devine hotărârea respectivă act de lege. Dar la 9 mai, și să știți că 9 mai este pregătit încă din aprilie, guvernul României face totul ce este, toate diligențele necesare pentru proclamarea independenței. Și chiar șeful guvernului, Ion Cebrătianu, stabilește ca deputatul liberal Fleva să-l interpeleze pe Mihail Cogălnicianu. Deci, iată, scenariul este pus la punct încă din aprilie.
1877, exact cum spunea și colegul meu. Se aștepta decât contextul, decât momentul favorabil în care să fie proclamată independența de stat. Întotdeauna când iei o asemenea decizie, trebuie să cântărești foarte bine la repercusiuni. Să nu uităm că încă de la 1838 Ioan Câmpineanu scrie două documente, actul de unire și independență și osebitul act de numire a suveranului românilor, care se specifică unirea principatelor, care se realizează la Cuza, dar și independența și chiar principe străini. Foarte puțin se vorbește... Deci cu 10 ani înainte, cu 10 ani înainte de Revoluția Pașoptistă. Sigur. Este o dorință mult mai veche a românilor aceasta și care și convenea puterilor din zonă, Rusiei, care convenea și Imperiului Habsburgic și apoi în 1867 Austro-Ungariei. De ce? Pentru că se creează un tampon între cele trei mari forțe, între cele trei mari imperii din regiune, între otomani, ruși și austro-ungari, dacă ne vorbim deja la 1877-1878. Sigur că otomanilor nu le convenea această stare de spirit, însă dacă stăm să vedem memoriile legaților otomani de la București, adică ambasadorilor otomani de la București, încă de la 24 ianuarie 1859 aceștia semnalează sultanului că odată admisă unirea principatelor, următorul obiectiv al românilor, când ocazia se va ivi, va fi proclamarea independenței de stat. Sigur, iată, soarta ne-a ajutat ca să aibă loc această criză bosniacă, răscularea sârbilor, a bulgarilor și o intervenție a Rusiei împotriva Imperiului Otoman. Să nu uităm că în prima fază rușii se opun intervenției armatei române, pentru că rușii doreau să ne ia sudul Basarabiei pe care îl primisem în 1856 la Paris și nu ne permit, însă numai după înfrângerea dramatică a principelui Nicolae la trecerea munților Balcani, doar atunci, pe 19 iulie, în acea telegramă, așa cum bine știm, Marele Duce Nicolae cere lui Carol I ca tu cu armata ta să faci juncțiunea demonstrației tot ce este necesar pentru a ne veni în ajutor. Și iată, armata română, tânăra armată română, înființată la 1829 prin tratatul de la Adrianopol, consolidată de Alexandru Ioan Cuza prin misiunea militară franceză a fraților Eugen și Paul Lamy și apoi de misiunea militară germană, prusacă de fapt, că Germania e de la 1871, prusiană, adusă de Carol I și cu un strălucit comandant în persoana lui Carol I, trebuie să recunoaștem aceste lucruri, reușește să se impună pe câmpul de luptă și să aibă chiar singurele victorii, dacă ne gândim într-o primă etapă la Reduta Grivița, Grivița 1, Grivița 2. Și iată, de fapt, suntem independenți din mai 1877. Însă, cum spunea și colegul meu, de iure, independența este recunoscută de abia la Congresul de la Berlin din iulie 1878 și eu aș sublinia că încă de abia în 1881 România devine independentă. Pentru că în 1881 ultimele state europene ratifică hotărârile Congresului de la Berlin și numai conform tuturor uzanțelor diplomatice, după ratificarea unui tratat internațional de către statul respectiv, de abia atunci intră în vigoare. Și să nu uităm să spunem acest lucru. Independența României este condiționată la 1877-1878, este condiționată de modificarea articolului 7 al Constituției, de rezolvarea afacerii Strasburg, chestiune solicitată de către cancelarul de fier Otto von Bismarck și, nu în ultimul rând, a treia condiție pusă, să acceptăm schimbul teritorial cu Rusia, să primim Dobrogea, care era teritoriul românesc, răpit în timpul lui Mihail I la 1420, fiul lui Mircea, și să cedăm cele trei județe, Cahul, Izmail și Bolgrad. Deci, iată, România, după ce îndeplinește aceste condiții, iată, Germania, pentru că în 1871 avem Germania, Franța și alte state, ratifică acest lucru. Deci, mai trebuie spus, într-adevăr, Mihail Cogălnicianu spune în Parlamentul României, suntem independenți, suntem națiune de sine stătătoare la 9 mai, tocmai pentru a-i acorda domnitorului Carol ca la a doua zi, 10 mai, să o ratifice și să-i dea acest cadru de legalitate independenței de stat a României. 10 mai fiind și ziua națională. Bine, polemica dintre susținătorii zilei de 9 mai și susținătorii zilei de 10 mai nu este una istorică până la urmă, sigur, este una de ordin politic. Și e foarte politic. Bine că ați făcut aceste precizări pentru ca toți telespectatorii noștri să înțeleagă ce a însemnat cu adevărat 9 mai 1877. Vă propun să trecem la cea de-a doua semnificație, 9 mai 1945, da? Sfârșitul celui de-al doilea război mondial. În câteva cuvinte, cum s-a încheiat acest război și
să spunem, urmările imediate ale armistițiului, ale plăcii necondiționate. Războiul s-a încheiat la 9 mai 1945 în ceea ce privește Europa. Pentru Sigur. Că la nivel global acesta continuă până la 2 septembrie 1945, când Japonia va capitula și ea în fața forțelor anglo-americane. 9 mai 1945 înseamnă sfârșitul războiului pentru europeni, însă nu și pentru români, pentru că armata română continuă lupta în Ceoslovacia până la 12 mai. Ultimele unități germane din Ceoslovacia capitulează în fața armatei române la 12 mai. Sigur, România are, pentru România sunt două etape ale acestei conflagrații. Prima etapă, 22 iunie 1941, 23 august 1944, campania din răsărit, aliați cu germanii împotriva Uniunii Sovietice, și etapa a doua, 23 august 1944, 12 mai 1945, aliați cu Uniunea Sovietică, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, împotriva Germaniei de această dată. Însă, iată, finalul conflagrației mondiale găsește România în, ca stat beligerant, ca stat în tabăra Coaliției Națiunilor Unite și cu un efort de război considerabil, clasându-i imediat după germani, după americani și după sovietici. Știu că istoriografia noastră a acreditat ideea că războiul s-a scurtat cu 6 luni. Aproximativ 6 luni. Da, și este explicabil. Asta dacă ne raportăm la 23 august, aici putem face o emisiune strict pe ce s-a întâmplat la 23 august. Sigur că România numai că a contribuit la scurtarea războiului cu 6 luni, dar a înclinat balanța decisiv, aș spune eu, în favoarea aliaților și în defavoarea Germaniei. Germania a avut foarte mult de suferit și poate că în proporție de 50% a grăbit înfrângerea Germaniei. Nu spun că a cauzat înfrângerea, pentru că Germania a pierdut războiul încă de la bătălia de la Smolensk, pentru că este prima înfrângere a germanilor în al doilea război mondial și de atunci încep retragerea. De la Smolensk încep retragerea, apoi urmează Stalingradul, când orice inițiativă strategică din partea Germaniei s-a pierdut și încă de la Smolensk și Stalingrad, Ion Antonescu, conducătorul mareșal la data respectivă și conducătorul statului român, a subliniat că Germania a pierdut războiul. Însă asta este o cu totul altă discuție. Sigur. Iată, și aici referitor la data de 9 mai, de fapt armistițiul s-a încheiat pe 8 mai. Însă datorită, știți că cei din vestul Europei sărbătoresc la 8 mai. Însă datorită acestui, datorită fusului orar, diferenței de decalajului de ore, da. Exact. La Moscova a intrat pe 9. Data de 9 mai și din ziua victoriei pentru Uniunea Sovietică și apoi după război pentru cei care ne-am aflat în, ca aliații ai sovieticilor în cadrul cortinei de fier, am sărbătorit data de 9 mai. Pentru că la 8 mai s-a semnat Alfred Jodl, comandantul OKV, Oberkommando de Wehrmacht, a semnat actul de capitulare în fața aliaților, însă acolo fiind prezent și un general major al Uniunii Sovietice, Ivan Suzloparov. Sigur, trimisul lui Stalin, chiar dacă Stalin ulterior a reproșat că era doar general și că n-a avut gradă mareșal și o însărcinare specială, însă, iată, încă de la 8 mai s-a hotărât ca germanii să predea arme, s-a transmis chiar ordinul să se înceteze la ora 23.01, să înceteze toate acțiunile operative de armata germană. Dar, într-adevăr, după ce într-o primă fază actele de capitulare ale Germaniei sunt semnate din partea URSS-ului de acest Ivan Suzloparov, acest ofițer de legătură, dictatorul sovietic, putem spune că și-a ieșit din minți și a făcut o capitulare mai pompoasă în cartierul sovietic de la Berlin pe 9 mai. La Karlhorst, exact, Villa Karlhorst. Era normal pentru că ne aducem aminte declarația lui Stalin. Acolo unde vor staționa trupele sovietice la finalul războiului, trebuie să impunem un regim de democrație populară, similar celui soviet. Și, sigur, știm și competiția dintre Stalin și occidental care să ajungă primii în... care armată să ajungă prima în Berlin. Tocmai din acest motiv capitulează Germania, pentru că Dwight Eisenhower îl șantajează, să spune așa, pe Jodl și spune: dacă nu vreți să capitulați, atunci noi vă vom presa și vă vom împinge să vă predați sovieticilor. Vreți să vă predați sovieticilor sau semnați actul de capitulare necondiționată? Și atunci Karl Dönitz, care a fost lăsat prin testament de către Hitler
succesor al său, Reichsführer, conducător al Reichului, după ce la 30 aprilie știți că Hitler s-a sinucis împreună cu Eva Braun, soția sa, și el a lăsat succesor pe Karl Dönitz, amiralul Karl Dönitz, ca Reichsführer, și ca Reichskanzler l-a lăsat pe Joseph Goebbels. Numai că Goebbels s-a sinucis a doua zi pe 1 mai, iar Dönitz îl însărcinează pe Jodl ca să evite predarea în fața sovieticilor și au preferat să capituleze necondiționat, să predea fața anglo-americanilor, pentru un tratament mult mai... Bine, din câte știu eu, la vremea aceea era și o psihoză în Berlin, o teamă... Nu numai în Berlin, peste tot pe unde au trecut trupele sovietice... Mai cu seamă, în Berlin, o teamă extraordinară față de sovietici. De răzbunare. De răzbunarea sovieticilor. Și atunci foarte mulți germani se predau, cum vedeau anglo-americani, se predau imediat, fără... Una peste alta, trebuie să spunem, capitularea Germaniei a fost un act care a încheiat cel de-al doilea război mondial, cel puțin pe teatrul european de război, un război considerat cel mai distrugător din istoria omenirii, o pierită în acest război peste 70 de milioane de oameni, direct sau indirect, alte câteva zeci, poate chiar sute de milioane, fiind răniți sau rămânând invalizii pe toată viața. Da. Un război care a impus o nouă ordine internațională și care a retrasat granițele și care a retrasat sferele de influență până astăzi, putem spune. Cel puțin până în 1991, la căderea, căderea cortinei de fier și destrămarea URSS, până la momentul respectiv, și care va duce la izbucnirea unui alt tip de război, a războiului rece, da, de această dată. Da, gândindu-mă la, ascultându-vă mai devreme la... cele spuse referitor la capitularea Germaniei, v-aș întreba, în mintea mea, făcând o paralelă cu primul război mondial, v-aș întreba dacă aliații, învingătorii din 1945, față de învingătorii din 1918, au menajat Germania, au fost mai atenți cu Germania, forța militară, politică care a capitulat în fața lor. Dacă puteți să faceți așa un arc peste timp. Sigur că este o diferență totală. Pentru că, mă scuzați, cel de-al doilea război mondial este o consecință... În 1920, la Paris, 1919-1920, în cadrul tratativelor de pace, mareșalul francez Foch spunea că, de fapt, s-a semnat un armistițiu cu Germania pentru 20 de ani. Și chiar așa a fost. În 1938, la 1 septembrie, a izbucnit al doilea război mondial. Sigur că în 1918-1920, la tratatea de pace, nu s-au luat în calcul memoriile istoricilor, dacă stăm bine, sunt care spuneau că Germania trebuie să nu fie complet distrusă, să nu fie supusă unor plăți de război foarte, foarte mari. Cu toate că în perioada interbelică Germania este ajutată, planul Daus, planul Young, moratoriu prin care se șterg toate datoriile germane. Și să nu uităm că prin acea politică de conciliatorism Germaniei se permite să reintroducă stagiul militar obligatoriu în 35 și în 36 să remilitarizeze zona renană, ușor, ușor, toate pretențiile lui Hitler, acordul de la München, primul dictat de la Viena, de toate acestea au fost... să spunem aprobate de către francezi, de către britanici, tocmai în speranța de a evita un nou război. Adică frustrările germane după au fost al doilea război mondial, însă americanii nu mai vor un război în Europa, vor pace, și pentru americani intervine o altă problemă, exportul de revoluție socialistă pe care Uniunea Sovietică îl dorea, nu numai în Europa, și pe alte continente. Și vom vedea, de exemplu, în cadrul războiului rece, războiul din Corea, 1950-53, războiul din Vietnam, războiul în Cambodgia, vom vedea și războiul sovieto-afgan mai târziu, Iran în Nicaragua, Iran mișcări și așa mai departe. Iată că americanii, pentru a stopa extinderea Marei Roșii a comunismului, iau o serie de măsuri. În primul rând, nu defavorizează Germania complet. Americanii adoptă două doctrine, doctrina Truman și doctrina Marshall, planul Marshall. Mai ales planul Marshall este foarte important, pentru că și Germania, deși este, și aici trebuie să subliniem, Republica Federală Germania, pentru că din 1949 Germania este împărțită în două, RDG-ul sovietică și federalii. Și federalii sub influență americană. Deci iată, partea occidentală a Germaniei, Franța și alte state primesc vreo 13 miliarde de dolari fonduri nerambursabile, dar și tehnologie.
sunt ajutați să se refacă economic, tocmai pentru că la finalul primului război mondial ne aducem aminte, național-socialismul, fascismul și chiar comunismul prinsese în Europa Occidentală, tocmai datorită faptului că la finalul războiului lumea, inflația crescuse, nu aveau ce mânca și așa mai departe. Însă, și ca să revenim la data de 9 mai, la cea de-a treia semnificație, americanii pun și o condiție. Vă dăm bani, vă dăm tehnologie, vă trimitem trupe, vă ajutăm, dar trebuie să vă uniți și să creați o structură suprastatală în Europa, pentru a fi o garanție pentru americani că acele fonduri care au fost date nu vor fi în zadar și nu vor fi irosite. De fapt, asta era o idee mai veche a lui Richard Coudenhove-Kalergi, încă din 1922 cu mișcarea Pan-Europa și, de fapt, Jean Monnet, Robert Schuman, Alcide Gasperi, Willy Brandt în Germania și așa mai departe, toți au fost elevii lui Kalergi. Vedeți, așa apare Europa Unită și tocmai pentru a se evita un război între Franța și Germania și tocmai pentru că Franța Unită cu Germania erau singurul nucleu care putea opri expansiunea sovietică către Occident. Deci împingerea cortinei de fier către Atlantic. Și atunci Robert Schuman ține acest discurs la 9 mai 1950, prin care anunța unirea industriei de carbonifere cu cea metalurgică între Germania și Franța, dar la care erau invitate și alte state europene care beneficiase de planul Marshall, printre care Italia, Beneluxul, Belgia, Olanda, Luxemburg. Dar și într-o altă etapă și alte state care doreau să se apropie, cu excepția Marii Britanii, care deocamdată este rezervată și trece la acea politică insulară pe care a avut-o și anterior. Deci cam așa stau lucrurile. Iar Schuman nu este ales întâmplător. Robert Schuman are origini germane, născut în Alsacia, dar Alsacia, la momentul în care el s-a născut împreună cu Lorena, aparțineau Germaniei. A fost apoi deputat, au revenit la Franța, a născut în Luxemburg, deci nu era o persoană mai potrivită decât Robert Schuman, care avea și sângele german în el și sânge francez, să țină, deși discursul nu este scris de Schuman, este scris de către Jean Monnet, unul dintre alți părinți ai Europei, și o dată importantă a Europei este și 5 mai, pentru că Consiliul Europei este fondat la data de 5 mai. Și sigur, apoi la 9 mai, discursul lui Schuman, ulterior, în 1951, se constituie CECO, Comunitatea Economică a Uniunii și Oțelului, apoi în 57, Comunitatea Economică Europeană și Euroatom, unirea acestei industrie atomice, și din 1992, prin tratatul de la Maastricht, a primit denumirea de Uniunea Europeană. Aș mai vrea să adaug și eu. Efectivul armatei române în cel de-al doilea război mondial a fost aproximativ de 540-550 de mii de oameni și am, să spun așa, introdus în luptă întreg potențialul economic al țării. Suntem singurul stat mic și mijlociu care am avut potențial economic propriu 100%, nefiind ajutată de nicio altă țară. Deci și contribuția noastră a fost, alături de Coaliția Națiunilor Unite, a fost destul de importantă. În mod cert recunoscută pe măsură de aliați. În mod cert recunoscută, din băgate, mă rog, deciziile care au urmat nu au fost tocmai cele pe care poate ni le doream. Revenind la declarația din 9 mai 1950 a ministrului de externe francez Robert Schuman, într-adevăr a fost o declarație care a marcat o chestiune interesantă. A făcut o colaborare și asta și-a și dorit, o colaborare economică între cele două țări, Franța și Germania, rivale de secole, să le spunem așa. O construcție europeană care s-a mărit pe parcursul anilor, deceniilor. De ce să nu spunem, spunea colegul, în 1951, tratatul de la Paris, când Beneluxul și Italia se alătură acestei legături dintre Franța și Germania. Acest proiect european se mărește pe parcursul anilor. În 1873, Irlanda, Marea Britanie și Danemarca intră în Uniunea Europeană. În 1981, Grecia, Spania și Portugalia în 1986, Suedia, Finlanda și Austria în 1995. La 1 mai 2004, încă alte 10 state intră în Uniunea Europeană. Cehia, Slovacia, Slovenia, Cipru, Malta, Letonia, Estonia,
Polonia și Ungaria, iar la 1 ianuarie 2007 Bulgaria și România intră în marea familie a Uniunii Europene. Și la 1 iulie 2013 Croația, al 28-lea stat. Al 28-lea însă stat. Ce vreau să subliniez, un aspect extrem de important. Nașterea Europei Unite este anunțată însă în 1946 de către Winston Churchill, prin celebrul său discurs la universitate, celebră, când acesta spune că este necesară o Europa unită, o unire a tuturor statelor într-o structură supranațională. Deci, iată, și spunea colegul, Marea Britanie însă nu intră din prima, intră mai târziu, însă Marea Britanie apoi se retrage din Uniunea Europeană, deși chiar primul ministru britanic, iată, a prefigurat nașterea Uniunii Europene, și Marea Britanie va constitui, 76-77, va constitui AELSU, Asociația Europeană a Liberului Schimb. După care, sigur, Marea Britanie și astăzi, așa cum bine știm, nu trece la euro, este la lira sterlină, ia un statut mai aparte. Pentru că Marea Britanie nu a putut să devină un actor al Uniunii Europene, așa cum prin tratatul de la Lisabona este România, Bulgaria, Ungaria, Polonia, pentru că Marea Britanie este în Commonwealth. Această structură încă din perioada interbelică, cu Australia, cu Noua Zeelandă, cu Canada, nu? Și alte, celelalte dominioane și colonii. Da, foarte interesant. Iată, stimați telespectatori, am aflat foarte multe informații legate de semnificația zilei de 9 mai. O emisiune interesantă, țin să mulțumesc invitațiilor mei, sper că o să continuăm și alte discuții cu altă ocazie. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare. Și noi vă mulțumim pentru invitație. Și, stimați telespectatori, vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Rămâneți alături de Antena 1 Pitești, urmează Observator cu Cristina Munteanu. Vă salut, la revedere!